tocmai această diversitate, bineînțeles că fiind deja la a doua ediție a turneului, simt că acesta a crescut foarte frumos și firesc. Am încercat să cuprind un repertoriu, după părerea mea, mult mai bine construit decât cel de anul trecut, că pentru și a fost o noutate pentru mine. Atunci, acum am fost mai pregătit și alăturarea dintre țambal și pian, sau pian și țambal, eu zic că este de bun augur și de ce nu putem considera țambalul ca un fel de pian antic, arhaic, care are acel parfum total original pe care nu prea mai îl întâlnești la alte instrumente. Ceea ce am dorit să demonstrăm în acest turneu, unul dintre cele mai recent apărute turnee de poveste, un artist, un pian și un țambal, este faptul că muzica este una, este una și aceeași, și muzica de calitate poate fi clasică, poate fi jazz, poate fi folclor, atunci când este cântată cu convingere, cu talent și cu entuziasm, cu acel vino încoace care face ca publicul să intre cu totul în atmosfera creată de artist, atunci pariul cu publicul este câștigat. Acest public poate fi foarte variat, acest public poate fi publicul Ateneului Român, acest public poate fi cel al unei terase în aer liber din București sau de oriunde din țară, poate fi publicul dintr-un parc sau poate fi publicul dintr-o micuță sală de evenimente dintr-un oraș mai mic al țării. De fiecare dată îmi place să îmi asum cumva un risc prin acest schimb de instrumente și până la urmă muzica primează și dacă ai un plan bine structurat atât în mintea ta cât și în sufletul tău de muzician, nu mai contează țambal, pian, muzica e aceeași. Mi-ar plăcea ca publicul, după ce vine la un recital din cadrul acestui turneu, să plece acasă cu inima încărcată de emoții frumoase. Eu cred că pentru public, fără falsă modestie, este unul dintre proiectele cele mai, sau poate să devină cele mai inedite și de viitor.